Versetul de aur a Bibliei, Ioan 3 cu 16. Ioan 3 cu 16, da, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede. Vai, câtă discuție ai cu unii. Oricine, frate, nu oricine. Nu oricine, asta înseamnă că crezi în universalism. Da? Că toți, la propriu, toți oamenii se vor duce în împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce este fals, este eretic, la propriu. Oricine crede să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Oricum, pe lângă versetul 16 din Ioan 3, mai există până la versetul 36, da? Până la versetul 36. Și ultimul verset, 36, spune în pasajul acesta în felul următor. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Repet într-un fel tema din versetul 16, versetul 36, repetă tema din versetul 16. Cine crede are viața veșnică. Mai este o variantă. Dar cine nu crede, nu va vedea viața. Și ascultați, ci mânia lui Dumnezeu, nu zice va veni peste el. Rămâne peste el. Asta înseamnă, dacă rămâne, asta înseamnă că el este sub mânia lui Dumnezeu. Întrebarea asta este următoarea. Eu îi spun omului, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, sau îi spun, mă, fii atent cum e treaba. Tu ești sub mânia lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu este revelată în Domnul Iisus Hristos și ai parte de ea doar dacă l-ai pe Domnul Iisus Hristos. Dacă te încrezi în Domnul Iisus Hristos, altfel nu beneficiezi de ea. Ea este revelată de plin în persoana Domnului Iisus. O vezi, este acolo la cruce, la calvar. Mântuirea este procurată în chip desăvârșit în Domnul Iisus Hristos. Ca să beneficiezi de ea, trebuie să te încrezi în El, trebuie să te întorci la El. În momentul de față, nu ești întors la Dumnezeu, tu te afli sub mânia lui Dumnezeu. Îți este oferită dragostea lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Te chem la dragostea lui Dumnezeu revelată în Domnul Iisus Hristos. Dar tu ești sub mânia lui Dumnezeu. Pentru că oamenii trebuie să experimenteze această frică de Dumnezeu.